Așadar, la Muntea Nins, iar pentru că începe mini-vacanța de 1 decembrie, tot mai mulți români se vor îndrepta încă de astăzi spre munte. Polițiștii le reamintesc șoferilor că trebuie să aibă cauciucuri de iarnă, pentru că, în caz contrar, riscă amenzi usturătoare. Sunt semnalate depuneri de polei pe drumul național 7 în localitatea Șibot, în județul Alba, însă nu sunt înregistrate evenimente rutiere în zonă, traficul rutier este redus. De asemenea, se circulă în condiții de ceață densă, vizibilitatea fiind redusă sub 200 de metri pe mai multe drumuri din județele Arad, Bihor și Cluj. Și tot din cauza condițiilor meteo nefavorabile, au fost oprite temporar manevrele în bara Sulina. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, șoferii sunt sfătuiți să fie prudenți în trafic pentru a evita accidentele rutiere. Le recomandăm conducătorilor auto în acest context în care se circulă în condiții de ceață și de punere de polei, aceștia să folosească luminile de ceață precum și sistemele de iluminare de zaburire, să reducă pe cât posibil viteza de deplasare, să circule cu foarte mare atenție pentru a putea evita orice obstacol și, bineînțeles, să păstreze în mers o distanță suficient de mare între autovehicule pentru a putea opri în condiții de siguranță. De mini-vacanța de 1 decembrie, șoferii sunt sfătuiți să-și schimbe anvelopele cu cele de iarnă. Anvelopele de iarnă este necesar să fie schimbate în această perioadă, mai ales dacă ne deplasăm spre zona de munte, acolo unde ne așteptăm în viitorul foarte apropiat să fie și semnalate condiții de ninsori.